Am plănuit să predic din Matei, capitolul 11. Dar Dumnezeu ne schimbă planurile. L-am auzit pe fratele Călin vorbind aici despre ceea ce este scris pe prima pagină a Scripturii. Și am zis, Doamne, Tu cu siguranță ai alt plan. Și de aceea am să citesc în această seară și voi pune la temelia cuvântului predicat în această seară tocmai ceea ce este scris pe prima pagină a Scripturii. Geneza, capitolul 1, primele 19 versete. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis, să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze acest cuvânt. Fie ca Domnul să binecuvânteze inimile dumneavoastră ale tuturor. Și fie ca Domnul să binecuvânteze și mesagerul său în această seară. Vă rog să vă așezați. Nu pot să nu-mi exprim bucuria de a vă vedea adunați aici, pe vârf de munte. Mai alaltă ieri, eram la Caransebeș. Era schimbarea la față. Și am predicat din textul acela și ceea ce am remarcat era faptul că Domnul i-a dus pe cei trei ucenici pe un munte foarte înalt. Știți de ce face Dumnezeu asta? Dumnezeu ne vrea la oarecare altitudine. Bine ar fi să învățăm că munții aceștia fizici trebuie să ne vorbească despre adevărații munți spirituali. Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare dintre noi mai aproape de El. De aceea cântăm despre casa cerească. De aceea vorbim despre lucrurile din ceruri. Pentru că Dumnezeu este interesat să ne ridice pe fiecare dintre noi mai aproape de El. Întrebarea este aceasta. Vrei să fii mai aproape de Domnul? Nu-i nimic mai frumos, cred, decât de aici, de pe vârful acesta de deal, să se audă cântarea înălțată către Domnul. Să se audă cântarea care îl proslăvește pe Domnul. Nimic mai frumos decât aceasta. Vreau să cred
că cerul întreg se oprește să se uite spre bălaia, ca să audă oamenii din cortul acesta cântând: ce mare ești, Doamne! Pentru că în această seară aș vrea să mă îngăduit să încep prin a proclama tare și răspicat: avem un Dumnezeu mare! Din cauza că El e mare, de aceea am venit eu până aici. De n-am fi avut de-a face cu un Dumnezeu mare, mi-aș fi văzut de treabă la Timișoara. Dar am venit aici în numele Marelui Dumnezeu să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră că acest Dumnezeu mare vă iubește pe fiecare dintre voi. Acest Dumnezeu mare vă dorește pe fiecare dintre voi. Și s-ar putea să stea cineva dintre cei prezenți aici și să zică: oare și pe mine mă vrea Dumnezeu? Oare și eu contez în planul lui Dumnezeu? S-ar putea să zici: viața mea, viața pe care am trăit-o până aici, e vai și amar de ea. Ce-i pot duce eu lui Dumnezeu? Cu ce aș putea să mă duc înaintea lui Dumnezeu? Dragul meu, nu știu cu ce ai putea să te duci înaintea lui Dumnezeu. Ți-aș recomanda să mergi cu mâinile goale. Ți-aș recomanda să mergi cu mâna goală înaintea lui, dar să mergi cu o inimă deschisă pentru el și să zici: Doamne, eu vreau în casa ta cerească, dar până atunci vino să locuiești tu în casa inimii mele. De vei face așa, va fi ferice de tine. Spun încă o dată, eu nu știu cum ți-a fost viața ta până aici, dar știu că Dumnezeu vrea să-ți dea o viață nouă. Pentru că tocmai despre aceasta vreau să vorbesc. Am citit cuvântul despre prima pagină a Scripturii, de pe prima pagină a Scripturii. Și vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu vrea să-ți dea harul de a deschide o pagină nouă în caietul vieții tale. Nu știu cum ai scris până aici. Ca și dumneavoastră, am avut și eu de umblat la școală. Și în clasele primare, nu mai știu în ce clasă, a întâia, a doua, probabil a treia, se făcea caligrafie pe vremea când mergeam eu la școală. Se făcea caligrafie. Și asta are de a face cu scrisul frumos. Niciodată n-am scris să mă pot lăuda cu scrisul meu. Dar la caligrafie se dădea notă pe frumusețea scrisului. Îmi aduc aminte că mă sileam să scriu și eu frumos. Mă sileam să scriu frumos. Și pe vremea aceea, stiloul era încă un lux. Aveam peniță, toc cu peniță și călimară. Și scriam la caligrafie. Mă sileam să scriu cât pot de frumos și de rotund literele acelea. Și scriam un rând, două, și ca să mă apreciez munca, mă și aplecam așa peste foaie, înclinat să mă uit, să văd cât de drepte sunt rândurile pe care le-am scris. Și când eram mai bucuros de ceea ce am scris, mi se întâmpla necazul. Adică penița aceea lua mai multă cerneală decât mă așteptam pe ea și începeam să scriu. Nu știu cum se zice pe aici, pe la Bihor. Ardelean sunt și eu la rădăcini, chiar dacă vin de la Timișoara. La noi se zicea așa, când îți pica câte un strop mare de cerneală, zicea: ai făcut un porc pe hârtie. Și murdăream hârtia aceea la caligrafie. Să nu vă spun copilul acela care eram, care m-am uitat frumos peste foaia mea scrisă cu litere rotunde și să văd că dintr-o dată totul este murdărit. Nu era dezamăgire mai mare decât să văd că totul s-a compromis. Nu era supărare mai mare decât să văd că toată munca mea s-a dus pentru o greșeală și o neatenție. Dar ca și copiii, mă duceam la mama, mă duceam și arătam: mamă, uite-te ce am pățit, uite ce mi s-a întâmplat. Și mama, ca și toate mamele bune,
lua caietul acela al meu, se uita la el, îl întorcea să vadă pagina aceea, cu ce pagină este pereche, cu ce foaie este pereche. Și știți ce făcea? Îmi scotea din caiet foaia aceea murdară, scotea și perechea ei și îmi punea înainte o pagină albă. Să nu vă spun bucurie. Să știi că ai șansa să o iei de la capăt. Să știi că poți să mai începi odată și că ai șansa să nu mai greșești, ai șansa să fii mai atent la ceea ce faci. Dragul meu, ai venit aici în cortul întâlnirii de la Bălaia. Nu știu cum ți-a fost viața. Poate te-ai silit să trăiești frumos și dintr-o dată pe pagina vieții tale a apărut murdăria aceea de care n-ai vrea să-ți mai amintești vreodată. A apărut probabil murdăria aceea de care ți-e rușine și poate că în viața ta găsești lucruri față de care porți o povară și o rușine și zici, Doamne, de n-ar fi fost ziua aceea în calendarul vieții mele, de nu mi s-ar fi întâmplat niciodată asta, de n-aș fi păcătuit, de nu l-aș fi supărat pe Dumnezeu. Ei bine, dragul meu, eu sunt în această seară aici la Bălaia cu vești bune și le aduc din partea lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun vestea bună cu care am venit. Dumnezeu îți pune înainte o pagină nouă astăzi. El îți dă ocazia unui început nou astăzi. Și vei zice tu, ce e atât de special astăzi? 8 august anului 2014. Ce e atât de special în ziua de astăzi? Nu știu ce e special în ziua de astăzi, dar știu că ziua de astăzi este ziua pe care a hotărât-o Dumnezeu să stea de vorbă cu tine și să-ți spună că El îți dă șansa unui nou început. Acesta este Dumnezeul pe care îl predic. Este un Dumnezeu care dă șansa unui nou început. Ai nevoie de un nou început în viața ta? Oamenii s-ar putea să zică că n-ai nicio șansă. N-am să uit niciodată. Eram cu mulți ani în urmă într-o biserică și am predicat tocmai despre Dumnezeul celei de-a doua șanse. Predicam atunci din pilda fiului risipitor. Și în predica mea spuneam, Dumnezeu vrea să mai dea o șansă oricărui om. După ce am predicat, la sfârșitul predicii, a venit spre mine un om și mi-a pus o întrebare foarte nepotrivită, pe care poate să o pună cineva unui predicator. După ce am predicat, după ce am transpirat predicând, silindu-mă să-i conving pe oameni să se întoarcă spre Domnul, omul acesta a venit și a zis, frate Filip, chiar așa e? Și am zis, cum să nu? Ce crezi că am spus până aici? E chiar așa? Chiar Dumnezeu ne mai dă o șansă? Și am spus, chiar ne mai dă o șansă? Chiar dacă eu am păcătuit? Și am zis, chiar dacă ai păcătuit? Și a stat omul și a zis, da, dar mie mi-a spus fratele diacon că pentru mine nu mai este nicio șansă. Pot să mă duc în lume, pot să mă distrez, pot să fac orice, că pentru mine nu mai este nicio cale de iertare. M-am întristat atunci și am zis, Doamne, cât de rău este să vezi că sunt oameni care cred că ei sunt împărțitorii dreptății sau a bunătății lui Dumnezeu. Nu oamenii împart bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e Cel ce împarte bunătate. Și am venit în această seară să vă spun, Dumnezeu, așa am citit în Cartea Sfântă, este plin de milă. Și știți ce am mai citit? Că este plin de îndurare. De aceea aș vrea în această seară, dragul meu, să ai îndrăzneala de a crede împreună cu mine că stăm în această seară în fața unui Dumnezeu care ne pune înainte o pagină nouă, care ne dă șansa unui nou început, care vrea să începem din nou viața, să o luăm de la capăt. Dar ce se întâmplă cu cele vechi? E grija Lui. În Cartea Sfântă am citit așa, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Unde s-au fi dus cele vechi?
Dacă ne uităm bine în cartea aceasta, zice Dumnezeu, eu, într-unul dintre prorocii mici, eu îți iau păcatele și le arunc în fundul mării, ca să nu mai aduc aminte niciodată de ele. Ăsta este Dumnezeu. Dragul meu, în această seară este evangelizare la Bălaia. În această seară Dumnezeu cheamă oameni spre un nou început. Nu știu ce ți-au spus cei din jurul tău, nu știu ce ai gândit tu până aici, dar stau înaintea ta în numele Domnului să-ți spun că Dumnezeu îți dă șansa unui nou început. Întrebarea este aceasta: chiar vrei să ai un început nou, nouț? De vrei, Domnul este aici. Eu știu că e aici. Am vorbit cu El în rugăciune și ați vorbit și dumneavoastră. Domnul este aici. Și Cel ce dă șansa unui nou început nu e Nelu Filip, nu e fratele Călin. Cel ce dă șansa unui nou început este Domnul. Cel ce ne cunoaște pe fiecare dintre noi așa cum suntem noi, cu greșelile noastre, cu neputințele noastre, cu rușinea noastră, ne vede așa cum suntem. Și stă, dacă vreți, cu brațele deschise, uitându-se spre fiecare dintre noi și zice: veniți la mine, nu cei ce sunteți buni, veniți la mine, nu cei ce sunteți religioși, veniți la mine, cei ce sunteți trudiți și împovărați. Interesant, interesant cum lucrează Dumnezeu. Îi adună pe trudiții și împovărații din lumea aceasta. Acum, dragii mei, haideți să trecem la cuvântul acesta de pe prima pagină a Scripturii. V-am spus că Dumnezeu vrea să ne dea șansa unui nou început. Și am vrea să ne uităm la felul în care lucrează Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, când Dumnezeu dă șansa unui nou început, El, Dumnezeu, îl schimbă pe om și îi dă o șansă extraordinară ca să trăiască o viață nouă. Primul verset din Scriptură, putem să-l spunem toți cu voce tare, primul verset din Scriptură, haideți că pe ăsta îl știm, fără să fie proiectat pe ecran, toți știm care e primul verset din Scriptură, haideți să-l zicem. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Că tot vorbeam de școală. Să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să-i dăm lui Dumnezeu notă pentru ceea ce face El, cam ce notă i-am da pentru lucrurile pe care le face El? Dacă ar fi să-i dăm notă, ca la școală, lucrările lui Dumnezeu cam de ce notă sunt? De 10 cu plus. Aleluia! Așa lucrează Dumnezeu. Când El face ceva, El face de nota 10 cu plus. Dacă ați fost atenți, zice că se uita la ceea ce a făcut și toate erau bune. Mă întorc la primul verset. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cum le-a făcut? Ați zis că de 10, nu? Le-a făcut bune. Bune le-a făcut. Categoric. Când Dumnezeu face ceva, face bine. Cu 10 cuvinte, Dumnezeu este în stare să facă totul. Numai că ne uităm la versetul 2. Zice așa: pământul era pustiu și gol. Pământul era pustiu și gol. Asta deja parcă nu-i de 10. Pustiul și golul nu seamănă 10. Ce s-a întâmplat? Cei ce studiază îndeaproape Scriptura, între versetul 1 și versetul 2 din cartea Genezei, capitolul 1, au spus că este un interval, un mare interval. Nu știm cât a fost de mare intervalul acela, dar în intervalul acela s-a întâmplat ceva. Cu ceea ce Dumnezeu a făcut bun, s-a întâmplat ceva. Pentru că ceea ce Dumnezeu a făcut bun a devenit pustiu și gol. Dragii mei,
pustiul și golul nu-l face Dumnezeu. Nu. Știți cine face pustiul și golul? Vrăjmașul. Și teoria marelui interval, cum se numește în teologie, spune că aici, între Geneza 1 și în Geneza capitolul 1 versetul 1 și Geneza capitolul 1 versetul 2, aici a fost marele accident cosmic în care a fost aruncat Lucifer. Citiți Ezechiel 28, citiți Isaia 14 și veți vedea că Lucifer, acel heruvim ocrotitor, a fost aruncat pe pământ, făcătorul răului, cel de la care a pornit păcatul și răutatea în această lume. Și acolo unde pătrunde diavolul, cum este numele lui acum, numele lui Lucifer, acolo unde pătrunde diavolul, el face pustiu și face gol. Vreau să te întreb, cum e viața ta? Cum e inima ta? Deci e viața pustie. Să știi că nu Dumnezeu ți-a făcut o pustie. Diavolul îți pustiește viața. Deci e sufletul gol. Să știi că nu Dumnezeu a vrut să-ți fie sufletul gol. Diavolul este cel ce golește totul. Domnul Iisus spunea despre el, îl numea hoțul, în Ioan 10:10, și zice, hoțul nu vine decât să junghie, să fure, să prăpădească. Asta face diavolul, pustiește. Cum e viața ta? Dragul meu, eu nu ți-o cunosc. Dar dacă viața ta este pustie și goală, ai grijă, e lucrarea diavolului care caută să pustiască totul. Cum ți-e familia? Cum e viața ta de familie? De ți-e pustie și goală viața? De e pustie și goală viața de familie? De e goală de sentimente viața ta de familie? De relațiile tale sunt pustite și golite? Înseamnă că diavolul caută să-și bată joc de viața ta. Însă stau înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mai spun o dată vestea bună. Unde diavolul pustiește, Dumnezeu vine să dea șansa unui nou început. Aleluia! Dumnezeu dă șansa unui nou început. El îți dă ocazia unei pagini noi. Tu poți să trăiești altfel viața. Ascultă-mă bine. Unde intră Dumnezeu, pustia înflorește. Unde intră Dumnezeu, sufletul se umple de El. A intrat odată Domnul în templu din Ierusalim. Știți că nici preoții n-au mai încăput acolo ca să facă slujba? Când intră Domnul în sufletul cuiva, El umple cu totul sufletul omului. Și nu-i nimic mai frumos decât să fii un om cu sufletul plin de Dumnezeu. Era o cântare, se cânta în tinerețea mea, sunt fericit, Iisus e cu mine, m-a mântuit și azi e cu mine, mâna Lui e asupra mea. Aceștia sunt oamenii care umblă cu Dumnezeu, care au sufletul plin de Dumnezeu. Și te întreb în această seară, dragul meu, aici, la Bălaia, aici pe vârf de deal, stau înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți spun, ai ocazia să alegi cum vrei să-ți fie viața. Vrei să-ți trăiești viața în goliciune și în pustire? Sau vrei să-ți trăiești viața înfloritoare? Cel ce-ți poate înflori viața este Domnul. De aceea am venit aici să-ți aduc veste bună. Tu nu trebuie să mai stai cu sufletul pustiit și gol. Nu mai trebuie să stai cu sufletul pustiu și gol. Este un Dumnezeu care s-a coborât în cortul de la Bălaia ca să-ți umple sufletul cu prezența Lui, să-ți umple viața, să-ți umple casa cu prezența Lui și să te fericească pentru totdeauna. Întrebarea este aceasta, îl vrei? Îl vrei pe Dumnezeul acesta? El îți dă ocazia unui nou început, o pagină nouă. Da, o pagină nouă pentru viața ta pustită și goală. Dar cum lucrează Dumnezeu? Cum poate El să umple golul și pustiul? E așa de interesant. Spune, pământul era pustiu și gol. Cu alte cuvinte, nimic atrăgător
nimic atrăgător unde-i pustiu și unde-i gol. Și totuși, știți ce spune Scriptura? Peste fața adâncului de apă era întuneric, nimic atrăgător, pustiu, gol, întuneric, dar zice Scriptura așa, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Doamne, ce caută Duhul lui Dumnezeu deasupra pustiului, a golului, a întunericului? Ce caută Duhul lui Dumnezeu tocmai acolo, în peisajul acela sumbru? Aș vrea să vă spun, același Duh al lui Dumnezeu în această seară este pe deasupra cortului acestuia. Același Duh al lui Dumnezeu este aici ca să facă exact aceeași lucrare. Ți-e inima pustie și goală? Vestea pe care o am este că Duhul Domnului este aici. El caută cei gol și cei pustiu ca să dea viață și să umple. Și cum face El asta? E foarte interesant cum face El asta. Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe deasupra apelor, acolo unde era întuneric și pustiu, Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe deasupra și Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a zis. E destul să folosească Dumnezeu cuvinte și cuvintele Lui aduc viață și creează. A stat odată un învățat al lui Israel, căruia era jenă să se ducă să stea de vorbă cu Domnul Iisus ziua, să nu-L vadă oamenii, avea o jenă. L-a căutat pe Domnul noaptea, numele lui era Nicodim. L-a căutat pe Domnul noaptea și s-a dus la Domnul și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Spune-ne, cum poate cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus i-a spus, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din apă și din Duh, dacă nu se naște din nou. Și a stat învățătorul acela și a zis, Doamne, dar cum ar putea un om mare să se nască din nou? Și a zis Domnul, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate nici să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, dacă ne uităm în Scriptură, citiți acasă în Efeseni capitolul 5, veți vedea că apa nu e altceva decât cuvântul. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul în apă, virgulă, prin cuvânt. Apa este cuvântul și Duhul lui Dumnezeu este acela care se mișca pe deasupra apelor. Așa dă Dumnezeu nașterea din nou. Așa recrează Dumnezeu ființe umane. Prin cuvântul lui Dumnezeu rostit și prin Duhul lui Dumnezeu care lucrează la inimile oamenilor. Dragii mei, în această seară vreau să vă spun cu toată convingerea, Duhul lui Dumnezeu este aici, pe deasupra cortului acestuia. Și vă mai spun tot cu toată convingerea, un lucru pe care probabil nu l-ați știut. Să nu credeți că în această seară vă vorbește Nelu Filip. Să nu vă înșelați. Nelu Filip s-a rugat de dimineață, din zorii acestei zile, a stat înaintea Domnului și a zis, Doamne, la bălaia nu mă lăsa să vorbesc eu, ci să vorbești Tu celor ce vor veni acolo. Eu cred că în această seară îți vorbește Domnul. Și iată ce se întâmplă. Duhul lui Dumnezeu este aici, cuvântul lui Dumnezeu este aici. Ai toate șansele să se întâmple în viața ta ceea ce s-a întâmplat pe prima pagină a Scripturii. Vrei să fie o primă pagină în viața ta astăzi? Spune, dragul meu, vrei o pagină nouă în viața ta? Ai trăit 50 de ani și ai trăit cum ai vrut tu. Ai trăit 60 de ani și ai trăit cum ai vrut tu. În această seară, de vrei o pagină nouă în viața ta,
toate condițiile sunt îndeplinite. Duhul lui Dumnezeu este aici, Dumnezeu vorbește, vrei să-ți deschizi inima și să zici, Doamne, umple și pustiul inimii mele. Doamne, schimbă și viața mea, transformă, Doamne, și fă-o să fie ceea ce Tu o dorești să fie. Haideți așadar să ne uităm cum face Dumnezeu din ceea ce Satan a pustiit și a golit, cum face Dumnezeu o creație nouă? Cum face Dumnezeu? Primul lucru pe care îl face Dumnezeu în prima zi. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este care? Curaj, lumina. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut a zis să fie lumină. Și când Dumnezeu zice ceva, aleluia, e chiar așa cum zice El. Uitați-vă cum schimbă Dumnezeu pustiul și golul. Întâi zice să fie lumină. Așa se întâmplă, dragii mei, când Dumnezeu schimbă ființe umane. Așa se întâmplă când Dumnezeu dă nașterea din nou. Întâi zice să fie lumină. Și va zice cineva astăzi, ce lumină, Domnule? Despre ce lumină e vorba? Trebuie să vă spun, conform celor spuse în Scriptură, că sunt atâția oameni care cred că umblă în lumină. Ne uităm și vedem reflectoare în cort, vedem lumina soarelui și credem că suntem în lumină. Dar Biblia vorbește despre mulți oameni care umblă în întuneric. Lucrarea lui Dumnezeu de înnoire începe prin iluminare. Iluminare. Putem să zicem toți cuvântul iluminare. Mulțumesc frumos, am vrut să fiu sigur că sunteți aici. Iluminarea este primul lucru pe care îl face Dumnezeu în viața unui om. Începe să-l lumineze. Și știți ce se întâmplă cu un om când e în lumină? Când e în întuneric, poate să fie murdar cu funingine pe față, n-are treabă, el e mândru și fudul. Nu-i nimic. Dar când e lumină și se uită într-o oglindă, zice, vai cum arăt. Dragii mei, știți ce face Dumnezeu când zice să fie lumină? E primul lucru, când îl iluminează pe cineva, îl face pe omul acela să se vadă exact așa cum este el. Că sunt atâția oameni pe care îi întrebi, omule, cum se cade, tu nu vrei să te pocăiești. Și zice, vai de mine, dar de ce să mă pocăiesc eu? Că eu sunt un om cum se cade. Eram cu câțiva ani în urmă, am primit un telefon de la cineva din Austria, care mi-a zis așa, frate Nelu, am o mătușă la Timișoara. Am o mătușă care ar vrea să se pocăiască. Și mătușa aceasta e bolnavă, dacă ați putea să o vizitați, să vorbiți cu ea, să vedeți dacă este pregătită pentru botez, să vedeți ce se poate face. Și am zis, bine, mi-a dat adresa, mi-a dat numărul de telefon, am sunat din timp și am anunțat vizita la inițiativa nepoatei din Austria. M-am dus împreună cu soția mea, am sunat la sonerie când am ajuns, ne-a deschis un om care se apropia de vreo 70 de ani ca vârstă. Ne-a poftit foarte respectuos, ne-a poftit în camera unde era soția lui, ca să stăm de vorbă. Și am stat de vorbă cu femeia aceea. Am început să vorbim din Scriptură. Am început să-i spunem femeii despre lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și în timp ce îi spuneam femeii despre lucrurile acestea, pe obrajii ei curgeau lacrimi. Beata femeie plângea și asculta. Și la un moment dat am întrebat-o, și vreți să vă pocăiți? Și a zis, da, plângând. Și am zis, da, de ce vreți să vă pocăiți? A zis, pentru că sunt așa de păcătoasă. Ciudat. Soțul ei, care era participant la discuție, a venit pe lângă mine, m-a cotit ușor, m-a atenționat, s-a plecat spre urechea mea și a zis, nu, eu o cunosc pe femeia asta de o viață. Asta nu e păcătoasă. M-a uimit să-l aud. M-am întors spre el. Și am înțeles ceva. Am zis, domnule,
Dar dumneavoastră, n-aveți păcate. Și cu multă seninătate s-a uitat la mine și a zis, nu, eu n-am păcate. Puteți să vă interesați de mine la întreprinderea unde am lucrat până acum, toată lumea m-a știut om cum se cade. Și atunci am zis, Doamne, stau în fața a doi oameni. Unul plânge și zice că e păcătos, celălalt stă senin și zice, eu n-am păcate. Care e diferența între ei? Ce făcea diferența între aceste două persoane? Lumina. Pe femeia aceea a luminat-o Dumnezeu ca să se vadă așa cum este ea. Și când ne vedem așa cum suntem noi, ne dăm seama că suntem păcătoși. Când ne vedem așa cum suntem în realitate, nu vom putea să zicem că n-avem păcat. De fapt, spune Scriptura, dacă cineva zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. În realitate, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar nu toți pot să-și vadă păcatul decât aceia peste care Dumnezeu zice să fie lumină. În această seară tu ești aici și vreau să-ți spun, oricine ai fi în locul acesta, oricine ai fi, uită-te bine la tine, pentru că aici e lumina lui Dumnezeu. Uită-te bine la tine și vei constata că ești un om cu păcate. Ce fel de păcate? Nu te întreba. De când e mic copilul, atâta, de când ai fost atâta, ai început să păcătuiești. N-ați auzit părinți care zic așa? La mine cel puțin au venit părinți care mi-au spus așa despre copiii lor mici. Zice, frate, minte deja. Minte. Noi nu l-am învățat niciodată. Nu l-ați învățat voi. L-a învățat stăpânitorul lumii acesteia. Diavolul. Care vine să strice făptura umană. Vine să o strice. Toți oamenii sunt păcătoși. Însă cei care lasă lumina lui Dumnezeu să strălucească peste ei se vor vedea așa cum sunt ei. Uită-te la tine în această seară. Nu prin prisma acestor lumini, a reflectorilor de aici, ci prin prisma luminii pe care o dă Dumnezeu și înțelege care e condiția ta. Dragul meu, tu ai nevoie să strălucească lumina lui Dumnezeu peste tine ca să te vezi așa cum ești. Așa și începe Dumnezeu lucrarea. Așa începe nașterea din nou. Prin faptul că Dumnezeu îi iluminează pe aceia pe care vrea să-i transforme, să-i schimbe și să le dea șansa unui nou început. Apoi, în a doua zi, Scriptura spune că Dumnezeu a făcut cerul. Așa scrie aici, titlul deasupra pasajului care prezintă a doua zi a creației, scrie cerul. Vreau să vă spun ceva. După ce Dumnezeu îi iluminează pe oameni ca să se vadă așa cum sunt, știți ce mai face Dumnezeu cu ei? Le pune înainte o perspectivă, cerul. Pentru că vai câți oameni sunt pe pământul acesta care cred că ei trebuie să trăiască numai pentru pământ. A fost așa de inspirată cântarea aceea despre casa din ceruri. Știți de ce? Pentru că pe pământul acesta noi suntem numai călători. Atât, călători. Adevărata noastră casă o pregătește Dumnezeu în ceruri. Dar ascultă-mă bine. Ce e important și ceea ce face Dumnezeu atunci când transformă o ființă umană, întâi o iluminează și apoi îi dă o perspectivă pentru care să trăiască, îi dă un scop pentru care să trăiască. Atâția oameni trăiesc numai pentru pământ și vai ce amarnic se înșală. Nu-i nimic mai grav decât să trăiești numai pentru pământ. Nimic mai grav decât asta. Dragul meu, nu e drept să trăim numai pentru pământ. Odată cineva se lăuda altcuiva, unui prieten de-al lui așa. Zice, hai să-ți arăt câte lucruri am găsit eu în ultimii ani, umblând pe stradă. Și-a scos o ladă, o cutie mare, i-a pus-o înainte și ăsta care se lăuda era foarte bucuros cu acea cutie. Și ăsta care l-a ascultat și-a băgat mâna în cutia aceea, s-a uitat cuie.
șuruburi, câte un bănuț, nasturi, lucruri de felul acesta. S-a uitat, tot a băgat mâna printre ele, le-a ridicat. Astea sunt lucrurile pe care le-ai găsit în ultimii ani. Da. Și zice, lasă-mă să-ți spun ce ai pierdut tu în ultimii ani. Tu ai pierdut lumina din privirile oamenilor. Tu nu te-ai uitat la fețele oamenilor. Tu ai umblat doar uitându-te pe jos și căutând prin gunoaiele lumii acesteia. O, dragii mei, cum se înșală oamenii și cât de amarnic se înșală oamenii care cred că totul este pământul acesta. Nu, dragii mei, Dumnezeu a pus înaintea oamenilor cerul ca să trăim pentru cer. Ne înșelăm amarnic de vrem să trăim numai pentru pământ. Vai ce repede se duce totul pe pământ. Vai ce repede. Tocmai astăzi îi scriam o scrisoare unui prieten de-al meu care îmi spunea așa: amândoi copiii mei au plecat de acasă. Sunt studenți la facultate într-un oraș la distanță de vreo 2 ore de aici. Și am scris, ți-a rămas cuibul gol. Și am adăugat, am zis, ce repede se duc anii. Pentru că știam pe copiii lui atât de mici. Știam de când s-au născut și am zis, ce repede se duc anii. Tu nu vezi ce repede se duce totul pe pământ? Să stai și să te concentrezi doar la huma asta, doar la pământul acesta, crezând că asta e totul, e cea mai mare înșelăciune. Ascultam odată pe un om de cultură, intervievat. Stătea de fapt la o masă rotundă. Un om de cultură de aici, din țara noastră, care spunea un lucru foarte inteligent, care m-a impresionat în mod deosebit. Știți ce zicea el? Când fiul meu a împlinit 6 ani și trebuia să-l duc la școală, se apropia luna septembrie și trebuia să-l duc la școală, l-am luat într-o zi de mână și l-am dus la cimitir. M-am plimbat cu el prin cimitir, pe aleile cimitirului, și am văzut morminte și morminte și morminte și ne-am oprit și am citit profesor și am citit doctor și am citit inginer și am citit oameni obișnuiți și așa mai departe, toți acolo. Și am spus fiului meu, zicea el, i-am spus, fiule, aici se termină umblarea tuturor oamenilor pe pământ. Am zis, un om înțelept. Dar l-am auzit adăugând așa. Și atunci am zis, e și mai înțelept. Am zis, am așteptat o seară cu cer senin. L-am ținut pe fiul meu treaz până mai târziu. Cerul era senin, plin de stele. Se vedea luna bine pe cer. L-am luat pe fiul meu de mână și am zis, fiule, hai să ieșim afară. Zicea el, am căutat un loc mai întunecos, un loc în care să nu bată luminile artificiale, să se poată vedea bine stelele cerului. Și am zis așa, fiule, uită-te în sus. Zice, ne-am uitat de la un capăt la altul, ne-am uitat și am zis fiului meu așa, fiule, să știi că este ceva mai mult decât ți-am arătat zilele trecute. Există ceva mai mult. Există o perspectivă diferită. Și acest lucru vi-l spun eu dumneavoastră în această seară. Dragii mei, aici la Bălaia, vă rog să luați în calcul fiecare dintre dumneavoastră, pământul nu e totul. De fapt, ce e pământul? Un loc al necazului. Călătorim pe aici și avem necazuri. N-ați plâns călătorind pe aici pe pământ? Ați plâns? N-ați suspinat umblând pe aici pe pământ? Asta e viața pe pământ. Și să stai să te concentrezi doar asupra pământului, crezând că pământul e totul, este cea mai mare înșelăciune pe care poate să o aibă cineva. Să te concentrezi doar asupra pământului și să zici, aici pe pământ vreau să-mi fac casă. Și uiți că trebuie să-ți faci casă în cer. Să zici, aici pe pământ trebuie să mă aranjez, aici pe pământ trebuie să-mi fac, aici trebuie să îndreg. Și să uiți că trebuie să-ți pregătești sufletul pentru cer. Ascultă-mă, dragul meu, tu ai un suflet, pregătește-ți sufletul pentru cer. Pământul va rămâne în urmă. Ascultă-mă bine, mă duc la înmormântări des. Dar și dumneavoastră ați fost la înmormântări. Ați văzut cum se pleacă din lumea asta? Atât. Mobila aceea frumoasă rămâne aici. Mașina cu nu știu câți cai putere rămâne aici. Vila sau vilele rămân aici. Și te duci așa.
Chiar crezi că e normal să te concentrezi doar asupra pământului când Dumnezeu îți spune înainte perspectiva cerului? Stau înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos să-ți spun în această seară încă o dată: tu nu pentru pământ ai fost făcut. Aici pe pământ trecem pentru o vreme, ca aici să arătăm ce iubim. E examenul aici. Aici suntem doar la examen. Aici arătăm ce iubim. De iubim pământul. În cartea aceasta am scris așa: pământul, am văzut scris așa: pământul cu tot ce este pe el va arde. Chiar crezi că se merită toată investiția ta, tot timpul tău să-l investești doar pentru pământ? Te cheamă Dumnezeu să ai în vedere perspectiva cerească. Doamne, înțelepțește-ne, luminează-ne, Doamne, să ne vedem nevoia și apoi, Doamne, ajută-ne să ne uităm spre cer, să căutăm cerul, să umblăm pe pământul acesta căutând cerul. De vei face lucrul acesta, va fi ferice de tine. Aș vrea să merg la a treia zi. Primul pas în creație, în creația făpturii noi, dacă vrei. Primul pas este iluminarea, apoi este scopul pe care ți-l dă Dumnezeu în viață. Și te întreb, ți-ai fixat ca să ai ca scop cerul sau nu? Aici alegi. Dacă scopul tău este pământul, vei rămâne cu pământul. Dacă alegi și zici: Doamne, scopul meu pentru viață vreau să fie cerul, te vei alege cu cerul. Cât despre mine, încă de la 17 ani am ridicat mâna într-o biserică și am zis: Doamne, eu vreau cerul. N-am regretat niciodată ziua aceea. Am zis: Doamne, eu vreau cerul. Și vreau să vă spun, încă umblu pe pământul acesta. Mai vărs lacrimi câteodată, mai suspin și eu, dar toate acestea mă fac să iubesc cerul mai mult, să-l caut mai mult. Te chem, dragul meu, vino cu noi. Iubește și tu cerul. Aici sunt oameni care au pornit în drum spre cer. Vino și tu cu noi. Vino cu noi. Dumnezeu a pregătit casă mai frumoasă acolo decât la Bihor. Da? A pregătit casă frumoasă în cer. Uitați-vă ce face Dumnezeu cu oamenii când le dă șansa unui nou început și le deschide o pagină nouă în viață. Întâi iluminează, apoi le dă o perspectivă nouă și apoi, știți ce zice Dumnezeu în a treia zi? Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost, pământul a dat verdeață. Acum dumneavoastră știți mai bine decât mine că sunteți lucrători ai pământului. Când dă pământul verdeață și ceea ce semănați dumneavoastră, ceea ce puneți în pământ, în ce direcție crește? Curaj. În sus, sigur. Tot ce crește, crește în sus. Nu crește în jos. Face ce face, poți să pui tu sămânța aia, să o întorci cum vrei tu. Chiar dacă embrionul iese înclinat în jos, nu mai vezi că se îndreaptă în sus. Și apoi crește. Și crește. Și crește. Pentru că al treilea pas în acest proces de creiere a făpturilor noi este creșterea. Asta face Dumnezeu. Îi crește pe oameni. Dragul meu, este interesul lui Dumnezeu când creează o făptură nouă, nu numai că o iluminează, nu numai că îi dă o perspectivă nouă, ci vrea să o și crească. Și Dumnezeu ne crește pentru El. Nu vrea Dumnezeu să rămânem tot copii mici. Ar fi un necaz pentru un părinte ca al lui copil să rămână tot mic. Fiecare părinte vrea să-și vadă copilul crescând mare. Știți că Dumnezeu vrea să ne maturizăm? E un subiect amplu dezbătut în Scriptură, în care ni se spune că Dumnezeu vrea să ajungem la desăvârșire, să ne maturizăm, să creștem.
Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că fiecare dintre noi, dacă ne-am lăsat luminați de Domnul, dacă am ales ca să trăim pentru cer, e important să creștem spre cer în fiecare zi. De-aia ne-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta, nu ca să stagnăm, nu ca să stăm nepăsători, ci ca să creștem în fiecare zi, să ne apropiem de Domnul. Și în bunătatea Lui, Dumnezeu, Doamne, cât ești de bun! În bunătatea Lui, știți ce face Dumnezeu în ziua a patra? Că numai despre astea patru zile vorbim. Știți ce face în ziua a patra? În prima face lumina, iluminează. În a doua zi dă perspectivă, scop în viață. În a treia zi cheamă la creștere. În a patra zi zice așa. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne, ei să fie niște semne care să arate. Zic, Doamne, cât ești de bun! Ați fost vreodată, acum dumneavoastră sunteți aici în zonă deluroasă. Dacă vă duceți în zonă de munte unde sunt trasee la munte, acolo există niște semne puse. Dacă vrei, urmărești un traseu anume și scrie vrei să ajungi la peștera urșilor, că tot e pe la Bihor, nu? Vrei să ajungi la peștera urșilor, atunci există indicatoare de o anumită culoare. Roșu, roșu te duce, dacă urmărești semnul cu roșu, te duce până acolo. Dacă urmărești semnul cu albastru, te duce nu știu unde. Sunt semne. Dumneavoastră știți că în bunătatea lui Dumnezeu a purtat grijă ca cei ce sunt luminați de El, cei ce au ales să călătorească spre cer, Dumnezeu îi întărește să crească, dar Dumnezeu nu îi lasă să se piardă și zic slăvit să fie Domnul. Dumnezeu așează semne ca ei să rămână pe cărare. Ce semne? Care sunt semnele? Ia uitați-vă, ăsta e un semn pe care ne-a lăsat Domnul ca să rămânem pe cărare. Slujitorii dumneavoastră, știți ce sunt? Semne. Nu știu cum e pe aici, pe la Bihor, și pe mine m-a pus Dumnezeu să fiu semn pe acolo, pe la Timișoara, și câteodată mai văd pe câte unul că iese de pe cărare și mă mai duc și zic, hei, tinere, vezi că a ieșit de pe cărare, ar trebui să vii la cărare, că altfel n-ajungi acolo, e devierea prea mare. Și câte unul se supără așa, ce are păstorul cu mine, că nu are nimic. Misiunea păstorului este să fie un semn care să arate cărarea. Bun e Domnul care nu vrea să ne pierdem. Și pentru aceasta El a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. Pentru aceasta Dumnezeu a lăsat în bălaia o casă de rugăciune. Toate acestea sunt semne ca să nu ne pierdem. Înțelegi cât de bun este Domnul? Stau în această seară față în față cu tine și stau în numele Domnului. Spun încă o dată, am venit de la Timișoara până aici în numele Domnului. Ca să-ți spun că Dumnezeu vrea să facă o lucrare bună pentru tine. El vrea să-ți dea ocazia unui nou început. El vrea să pună o pagină nouă în viața ta. El vrea să-ți pună o pagină albă, să începi o viață nouă și să zici, Doamne, din 8 august anului 2014, încep să trăiesc altfel. Mă voi lăsa, Doamne, luminat de Tine, ca să mă văd așa cum sunt și să mă corectez înaintea Ta mereu. Voi trăi pentru cer, Doamne. Mă voi sili, Doamne, să cresc tot mai aproape de Tine și mă voi lăsa, Doamne, călăuzit pe această cărare. Nu uita, singurul care poate să umple golul și pustiul din viața ta este Domnul. Și în această seară eu te chem la El. Îmi închid cartea. O închid. Dar continui să-ți spun că Dumnezeu te caută. Poate tu zici, am venit aici la cort pentru că m-a chemat cineva. Poate zici, am venit ca să ascult cântări frumoase. Eu vreau să-ți spun ceva. Ai venit la cort pentru că te caută Dumnezeu. El a pus în tine gândul să vii aici. Te caută Dumnezeu.
El vrea să-ți dea șansa unui nou început. Întrebarea este aceasta. Vrei această șansă a noului început? Vrei tu să începi o viață nouă? Duhul Domnului se mișcă pe deasupra cortului. Dumnezeu vorbește în cortul acesta. Întrebarea este ce faci tu? De vei lăsa inima ta închisă, Dumnezeu nu o forțează. El bate într-un mod elegant la ușa inimii tale. Vrei o viață nouă? De vrei o viață nouă? El e gata să ți-o dea. Stai și roagă-te lui Dumnezeu și zici, Doamne, fă să strălucească peste mine lumina feței tale, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să mă țintesc privirile spre noul Ierusalim, spre cerul pe care Tu l-ai pregătit. Dă-mi putere, Doamne, să cresc în fiecare zi spre Tine. Și apoi, Doamne, nu mă lăsa niciodată să mă rătăcesc. Pentru că viața pe pământ se duce așa de repede. Și aș vrea la capătul ei să pot să-ți văd brațele deschise și să-ți mai aud odată vocea zicând, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin.